Salutare, oameni buni și frumoși! Bine ați venit la Întrebarea Zilei! Ei bine, astăzi avem un episod aniversar, pentru că Întrebarea Zilei a ajuns la episodul cu numărul 100. Ei bine, dragilor, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru timpul pe care mi-l acordați, pentru că, după părerea mea, timpul este cel mai prețios lucru pe care ți-l poate oferi un om. Așa că, din partea mea, aveți toată stima. Întrebarea zilei a început pe data de 1 mai, atunci mi-a venit prima întrebare și ideea aceasta de a pune întrebări în fiecare zi pentru ca oamenii să își răspundă, să-și aducă aminte lucruri, să se gândească la ce au făcut în trecut. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor invitaților speciali care au acceptat să participe la întrebarea zilei fără să stea pe gânduri. Haideți să-i vedem! Pavel Bartoș, doamna Monica Davidescu, Ruxandra Bălașu, doamna Mirela Retega, Cristian Dumitru, Pavel Bârsan, Cătălina Toma este alături de noi, Călin Martinaș, a.k.a. Frank, Sorin Palciuc, Tonic Obiectiv, Cătălin Strânceană, salut Oase, Domnica Cârciumaru, salut Moțu! Vreau să mulțumesc pe această cale partenerului Media, pagina de media.ro. Mai, iunie, iulie, august, jumătate din septembrie. Au fost 4 luni jumătate în care am căutat cele mai bune întrebări pentru voi. Fie că am stat și mi-am bătut capul sau fie că s-au născut întâmplător pe stradă, unde eram, nu conta. Am scos telefonul și am împărtășit cu voi, pentru că vreau să aduc un plus de valoare societății în care trăim. Fiecare invitat special a venit cu povestea lui, a venit în fața dumneavoastră și și-a împărtășit gândurile, obiceiurile, plăcerile. Haideți să vedem întrebările. Interesant, uite, e o întrebare pe care tot o adresez celor din jurul meu sau cu cine mă întâlnesc, ori întâlnirile online sau nu numai. Voi, ce ați învățat din această izolare? Cu ce ați rămas? Ce faceți voi, dragi părinți, în ziua de 1 iunie cu copilașii voștri? Mi-ar plăcea, acum profit de tine și de emisiunea ta un pic, mi-ar plăcea să știu la maxim dacă oamenii ar avea dorința să intre într-o sală de teatru, să zicem, din toamnă. Și mi-ar mai plăcea să întreb ce le-ar plăcea oamenilor să se întâmple în România anul ăsta. Le cer și oamenilor din jurul meu să își pună această întrebare. Ai făcut tot ce ținea de tine ca să reușești? Cred că cea mai bună întrebare și pentru tine, dar și pentru cei care s-au uitat până acum la emisiune, e când ați râs cu poftă ultima dată și de ce? Când a fost ultima dată sau dacă ai încercat vreodată să-l asculți pe interlocutorul tău în așa măsură încât să fii deschis total la posibilitatea ca ceea ce spune el să-ți schimbe concepțiile? Întrebarea mea ar fi așa, cum cred oamenii că pot ieși din situația asta cu virgulă COVID-ul, dacă ei sunt pregătiți să citească printre rânduri în legătură cu ceea ce se întâmplă în societate? Întrebarea mea pentru oameni e cât de des trăiesc cu adevărat prezentul și nu se gândesc la trecut și la viitor. Ce ar face ei să meargă lucruri mai bine în țară? Care ar fi soluțiile ca să ducem un trai mai bun? Când credeți că scăpăm de coronavirus în România? Întrebarea mea pentru toți cei care ne urmăresc este următoarea. Când te-ai urcat ultima oară pe bicicletă și când ai făcut sport, când ai făcut mișcare, când ai făcut ceva pentru corpul și pentru mintea ta? Dacă ar fi să alegi, n-ai nicio șansă. Deci ori dreapta, ori stânga. Ce alegi? Salată de băf sau salată de vinete? Da, am să pun o întrebare legată fix de perioada asta. Ce vă face fericiți sau ce v-a făcut fericiți în perioada de izolare, de pandemie? Ceva legat de social media asta. Curios cum percep oamenii social media, să zic, pe viitor, adică să zic peste vreo 5 ani de zile. O să ajungă platforme de genul Instagram, Facebook să bată televizorul total?
Dragilor, mă scuzați că intervin, dar dacă doriți să câștigați această lampă din sare, tot ce trebuie să faceți e să distribuiți acest videoclip împreună cu răspunsul la întrebarea zilei de astăzi. Iar invitatul special de săptămâna viitoare va fi cel care va alege câștigătorul. Să continuăm! Înainte de a vă adresa întrebarea cu numărul 100, vreau să vă anunț că am deja confirmarea mai multor persoane care au acceptat și ele să participe la întrebarea zilei. Dar nu vreau să stric surpriza. Așa cum v-am spus de la bun început, toate la timpul lor. Ei bine, întrebarea zilei de astăzi, cu numărul 100. Și vreau să vă gândiți bine și aș vrea să-mi răspundeți. Ce vă place cel mai mult la întrebarea zilei? Vă mulțumesc mult pentru atenție, mulțumesc pagina de media.ro, mulțumesc tuturor invitaților special, numai bine! Rămâneți cu întrebarea zilei!